Stimate domnule academician, stimate cadre didactice, dragi elevi, Hristos a înviat. Bine ne vedem, bine ne revedem la Muzeul de Artă Piatra Neamț, în această zi de 10 mai, o zi cu o mare însemnătate pentru istoria noastră națională, o zi care a fost declarată prin legea 189 din 2021, Ziua Independenței Naționale a României, avem șansa de a fi gazdele unei conferințe de excepție pe care o va susține domnul academician Gheorghe Chiveti. Îi mulțumim pentru prezența domniei sale la Piatra Neamț, nu pentru prima dată la Piatra Neamț, dar pentru prima dată la Complexul Muzeal Național Neamț. Vă mulțumim! O activitate, o conferință, România Regelui Carol I, organizată de Complexul Muzeal Național Neamț, în parteneriat cu Asociația Profesorilor de Istorie Neamț și Liceul de Artă Victor Brauner. Mulțumesc pentru invitație, Hristos a înviat! Chiar din mediul lui parțial de acolo, fiind și membru al Varei Parțiale a Metropolitului Arhiepiscopiei Iașilor, mulțumesc doamnei director, doamnei inspector, distinții colegii, fostă studentă. Titlul care mă reprezintă cel mai bine, cred eu, este cel de profesor, fiindcă unora din sală ne-a fost profesor, unora le mai sunt. În afară de asta, prin titlul acesta, empatizez mai bine cu dumneavoastră, profesori, muzeografi sau muzeologi, artiști. Iată, ne s-a dat aici o lecție de sublim și îmi pun întrebarea dacă cu cuvântul omenesc mai pot produce impresia care ne s-a făcut prin muzică, prin divinitatea muzicii. Pentru că noi, ca istorici, putem determina ceea ce este adevărat și ceea ce este frumos, dar nu ceea ce este sublim, adică genial. Muzica, poezia, arta, iată, valorul muzică, Muzeul de Artă, sunt lucruri care ne copleșesc, ne fac să credem că cuvântul nostru are rezonanță măsurată într-un loc în care sunetul muzicii sau expresia artistică prin generalitate, cât se poate atinge, nu are măsură. Este sub semnul divin. De aceea, cuvintele poate nu pot produce asemenea impresie, egală impresie, mai ales că vorbim despre o temă de istorie, într-o zi de acolo luminoasă, este ziua care a fost Ziua Națională a Românilor pentru timpul cel mai lung, de la 1866 și până în 1947. Pe timpul Uniunii Principatelor, la început, în entuziasmul respectiv, s-a considerat a fi ca a fi zi națională 24 ianuarie. 10 mai a fost ziua națională, pentru că prin ziua întronării din prințului străin, la 10 mai 1866, cu jurământul cunoscut, depus de Carol I în fața Parlamentului și cu mâna pe Biblie, Evanghelie, că va fi român din clipa aceea, cât a învățat el câteva cuvinte românești și va pune legea și binele țării deasupra bine personală. La un bilanț, la 1866, la 1914, cea mai întinsă domnie din istoria noastră, cu un an mai mare decât al lui Ștefan cel Mare, Carol I, sigur, ne-a luat dintr-o geografie politică, instituțională, culturală și ne-a lăsat într-o altă geografie, într-o altă împlinire. Este o domnie cu împlinire extraordinară, este înfăptuirea României moderne în toate structurile ei și aici când vorbim de înfăptuirea României sau de făuritorii României moderne, să știți că mulți și-au revendicat acest titlu. Vorbim despre Cuza, care a fi fost, unii spun că a fi fost întemeitorul prin reformă. Alții vin și spun că adevăratul întemeitor este Carol I. S-a vorbit despre Ferdinand și Maria ca fiind întemeitorii României mari, adevărați întemeitorii României. S-a pus în seama lui Antonescu cuvântul că este făuritorul noi României. Ceaușescu, ultimul lui Ceaușescu, epoca de 25 ani, s-a spus că este adevăratul înfăptuitor al României.
Mai nou, chiar între președinții am văzut și chiar la Traian Băsescu cu accent ca ar fi făptuitorul României. Făptuitorul României moderne, pentru că modernitatea este glisantă. Ea nu este cronologic strict determinabilă. Noi suntem moderni, dar ne așezăm în contemporaneitatea noastră, deci într-o parte a modernității de actualitate. A fi modern înseamnă a fi în zi, a fi nou. Dacă vorbim de modernitate la români, aici este o problemă, ca să încercăm aici să vedem mai întâi să câteva cuvinte, dacă îmi permiți, nu voi intra într-un fel de radiografie a domnului Lucan I, că ne-a trebuit mult timp. Câteva lucruri pentru a respecta împreună, pentru a simți cumva împreună semnificația mai curând a momentului acesta. Deci e un moment aniversativ de atât de încărcat de sensibilitate istorică, atât de greu în memoria noastră, atât de adevărat în istorie și atât de nedreptățit în istoria noastră, de chiar noi înșine. Pentru că, în mod normal, țara noastră ar fi în legitimitate încă țară monarhică. Este Constituția 1923, abdicarea legilor a fost forțată. Faza 7, iar după 90 nu s-a făcut minimum necesar referendum, s-a făcut doar un artificiu constituțional prin mâna faimosului Iorgovan și noi, practic, avem Republica aceasta, nu știm care este ea. Francezii au vreo 5 sau 6 republici. Noi avem Republica 1947, aia e fraudulasă, criminală, fiindcă a încărcat însă și istoria și însă sensul devenirii noastre. Este o crimă de statul doar lovitură, actul 30 decembrie, sub șenile rusești, tacul rusești. În 90 s-a încercat așa un fel de, facem parte din istoria aceasta, vă spun cu durere, pentru că este durerea responsabilizării fiecare dintre noi și da? Noi trăim într-o țară nelegitimată, republică nelegitimată. Care republică? Care republică? Și a spus cuvântul, mai ales generațiile care au putut împărtăși destin istoric sub regalitate. Ei mai trăiau, au fost întrebați. Poate teama mai ar fi scos din chestiune, fiindcă ar fi zis că e mai bine așa, că spunem cu regele, poate arunde mea la canal, cine știe, sub președinții viitori sau altfel. E o temă grea. Deci, dar când vorbim despre aceasta, nu aș dori ca în aceste câteva cuvinte să exprim un mesaj public, ci un prelej de cugetare, de meditație asupra unor suprapuneri de istorie și de memorie. Deși istoria este memorie transmisibilă, ea însă și este memorie. Este istoria este văzută și ca locuri ale memoriei, dar este și o istorie ca judecată, ca înțelegere. Iată, avem cum să, la fiecare 10 mai, suntem în această cumpănire, mai ales cei care cunoaștem în modul acesta profesional istorie sau prin pasiune. Pentru că istoria nu știu doar cei învățați, în mod special. Câteodată o simt mai bine, au mai multă simțire și mai multă sensibilitate, cei cu mai puțină carte în alte istorie, în alte istorie, așa precum și în artă, și în cunoaștere există un mare pericol. Manierismul, știți foarte bine ce înseamnă. Formalismul. Și există și în discursul istoriografic, l-au dat acest risc al formalismului, al obișnuinței cu anumite lucruri. Atât obișnuința poate fi de tare, încât este mare risc să tulburi acea obișnuință. Poți fi considerat cine știe ție. Deci avem și atunci ar vrea, deci ce înseamnă în cuprinderea modernității noastre România regală, da? De ce monarhie, de ce regalitate și ce a însemnat personalitatea istorică a lui Carol I, sub ce o putem recunoaște în lumini și umbre, pentru că nimic ce este omenesc nu poate fi decât în lumini și umbre. Nu e cazul de encomion aici, de elogiu gratuit în sine. Este vorba de a, spuneam că odată, de a incita cumva prin cuvinte, câteva cuvinte, o meditație, o cugetare, pentru că istoria în ultima instanță este o meditație asupra trecutului. O spunem în cunoaștere, asta înseamnă partea pozitivistă, partea științifică, dar istoria nu este doar știință, e mai mult. Pentru că știința e doar o parte a istoriei. Ea însăși nu poate fi doar știință, este o cugetare.
este o meditație asupra trecutului. Este învățătoarea vieții, cum s-a spus, în antichitate. Iorga spunea tocmai de aceea că istoricul este un bătrân prin experiență, el trebuie să vorbească și când nu este întrebat. Este glasul conștiinței în această memorie. Și atunci, în acest glas al conștiinței, luând adagiu orian, o să caut în câteva cuvinte, pentru că nu poate fi desfășurător, sper să fie timp cât mai limitat, pentru că lucrul poate ieși rog de discuții, de întrebări și răspunsuri. De cele calitate? S-a discutat în tradiția noastră, chiar este o greacă și cea bună, despre faptul că modernitate și legalitate. Ei, noi ne-am învățat într-un anumit fel la istorie, că epoca modernă la noi ar fi cam de prin secolul XVIII, unii chiar au venit cu evenimentul 1921. În realitate, epoca modernă e mult mai întinsă. Noi aici, când vorbim și manuale de clasă, suntem profesori aici. Adică suntem tributari unei anumite periodizări istorice. Periodizarea marxistă, care a pus problema periodizării în funcție de așa numitele formațiuni social-economice sau de modul său de producție. Deci când vorbim de capitalism, putem vorbi despre modernitate. Istoricii care înainte de 89 au făcut cumva o mișcare inteligentă, și aici o spun cu mândrie, primul rând, cei din școala ieșeană, pentru că fac parte din școala ieșeană de istorie modernă, cu siguranță cea mai de prestigiu la nivel național, sunt nume care vă sună măreții, la profesor Platon, senior nemțean de-a dumneavoastră, profesorul Zub, da? Iată, m-am alături grupului, spunem, de la Academie dintre moderniștii de la Iași, și nu o spunem noi, făceau fi și alții la Academie și încă mai sunt de școală și anul care merita, nu mai spunem medievistică, ilustru profesor Ștefan Soligorovei. Numai că sunt ceva în locuri mai, cred că dureros și nedrept cumva drăguit. Dar asta e soarta, face parte în soarta, pentru că nu este prin valoare, ci și prin alegere acolo. Deci, prin impresivitate care au fost produce. O spun cu sinceritate că sunt lucruri care țin de adevărul vieții. Și, deci, modernitatea, deci, înțeleasă așa, și-a făcut acest artificiu, că eu las să vorbim despre o rânduire însemnând de atunci când există un tip de relații sociale, da? Deci, relații capitaliste, sau dacă vorbim despre epocă, este mai întinsă, pentru noi aveam fenomenul deșteptării naționale. Aici a fost presiunea dinspre istorici ardeleni și în special dinspre cărțile ilustru istoric David Prodan, în opinia personală, poate cel mai valoros istoric ardelean din toată școala. Și David Prodan a demonstrat că națiunea română, deci în tensiune din Ardeal, se cristalizează în raza conștiinței și a programului, care înseamnă modernitate. Și atunci s-a mers cu modernitatea prin secolul VIII, de când a început această luptă națională ardeală. Numai dacă citim clasicii istoriografiei noastre, și în rând de părinții noștri adevărați, de cei care au realizat sinteză înainte de a fi ideologie sau tezism. E vorba de Xenofon și de Iorga, de titanii noștri, clasici. Ambii vorbesc despre epoca modernă la români încă din secolul al XVII-lea, spunând că în secolul al VII-lea, prin limbă, prin artă, prin felul de arăta, vedeți, motivul literar, motivul artistic, formele culturale, spune Iorga, în care se arăta curtea domnească, arhitectura, limba, scriitura, aceste lucruri nu mai țineau decât de epocă, de timpuri noi, de timpuri moderne. Fost o înflorire a modernității românești superbă, chiar în secolul XVII-lea, un elian, profesor bucureștean, vorbea despre secolul de aur, chiar al culturii românești, pentru secolul al XVII, cu acei mari cărturari, cu acele monumentalități uriașe, cu acele forme de viață și de cugetare. Xenopol vine în față de... era deși era profesor, Xenopol a căutat temeri filozofice, Iorga a căutat expresivitate culturală. La Iorga, formele de cultură vin ca din viață. Xenopol spune însă, ca filozof, spune, el trebuie să treacă formele din viață devin forme istorice numai prin mintea istoricului, adică în formele de cugetare ale istoricului. Și atunci Xenopol, chiar la această formă de cugetare, el vorbește despre o formă de cugetare înflorită în secolul al XVII-lea, care a venit, în schimb, tocmai fiind culturală lovită de neoslavoniști,
de neoelenism sau de presiune maghiare și germanice în Transilvania. De aceea a fost răbufnirea românească ca fiind o răbufnire de spirit sau de eu contestat, un spirit contestatar. Și atunci, deci, iată, noi când am înflorit la viața aceasta națională modernă, ne-am trezit a fi contestat. Niciun neam din Europa nu este atât de contestat în legătură cu numele său, în legătură cu începuturile sale, în legătură cu rostuirea sa, cum este neamul românesc. Poate și din cauza două întâmplări, ca ne punem întrebarea așa ca istorie. Una, dacii, baza noastră de început, sigur, strămoșii, n-au lăsat cuvânt scris. Acea notă pe un vas, nu știu, ea s-a scris atât de mult. Dacă sunt exprimare dacică, spiritualică, ce este cu Decebalus de acolo, ce este Scorilo, dacă Scorilo era tatăl, procrea, după profesorul Goasar, cam după 80 de ani, ce era puțin probabil pe vremea aia. Acum se mai întâmplă cu actorii la Hollywood, ies și spun că au copii la 80 de ani, întrebarea nu pune dacă ai lor sau pentru, nu? Pentru rating, așa, nu? Cuvântul la vot. Pentru rating, iată, la 80 de ani, deci jupânul, marele actor, este, are stamina, cum se spune în engleză, nu? Și prinde stamina și iată și procrea. Dar ea, de mazela trebuie să aibă 25, iată, Leonardo DiCaprio nu preferă decât între 21 și 25 de ani. Este un adevăr și permite și este inspirat. Așa, bun. Revenind însă la noastră, e modernitatea aceea care a fost cumva zdruncinată. Deci, formele de cugetări românești în floritoare de secolul XVII, i s-a suprapus în forme plastic, i s-au suprapus forme impuse, forme slavone, forme neorelice, bilenice la noi, sau impunerea maghiarismului germanistului, forme acestea în Transilvania. Așa încât, iată, vine când prima piesă de teatru se referiu și în zona aceasta artistică, în limba română, Mirtir și Hloie, traducere de Asache. Și Asache acolo avea un prolog. Și în prologul lui suna un vers în mod laucitor. Limba română a ajuns să se vorbească doar la stână. Pentru că în alta societate nu se vorbea românești. În afară de asta s-a pus problema atunci dacă limba română poate fi aptă pentru epistemii, pentru cugetare modernă. Și noi când vorbim de școala lui Asache, de ingineri la Iași, vorbim frumos când aniversăm, dar spunem adevărul pe jumătate. Pentru că domnitorul Calimachi, deși colegiul românească de Alfana Lot, a făcut o comisie de epistemie, Și a examinat la final și a ajuns la concluzia năucitoare. Limba română nu este aptă pentru învățământ. Era 1890. De aceea, avem această modernitate în formă culturală, de durată, și avem modernitatea nouă pe care Xenopol o vede în formă de cugetare modernă, nouă, cu totul nouă. Străbătut această formă de cugetare de ideile noi, special franceze, despre stat, despre națiune, despre lege, despre viață. Iorga în formele lui culturale, de aceea și dialog interesant. Iorga zice că această formă de modernitate abstractă este o înzdruncinătură pentru că Iorga tradițional spunea formele îndătânate. Profesorul Xelopole a spus, iubitul meu elev, care vorbe îndătânate? Care forme îndătânate? Fanariotă? Iorga se credea și un pic de fanariotă prin rădăcini, în familiile grecești. Care forme îndătânate? Pentru că expresivitatea modernă, modernitatea aceasta nouă, asumată de generația de carte la noi după 1821 și pregnat 1848, a fost una de raționalitate, de acord. Și am adus toate din Occident, și aici am la legalitate. Școală, instituții, lege, toate până la rege, până la domnitori străini și rege, le-am luat din Occident. În temeiul legii sincronismului european. Pentru că în aceste instituții miza era emancipare. Românul nu a fost în istoria lui într-o stare de emancipare, de libertate autentică. Miza a fost libertatea. Un istoric mare și istoric de artă literar, dar și istoric, într-o carte, Europa secolul al XIX, spune că acest secol a fost secolul religiei libertății. Și vedem sub ochii noștri. Pentru a fi liber ucrainenii, deși maloruși, ruși mici, sunt în stare să moară în fața fratelui mare, nu mai să aibă drumul spre libertate,
gândită, cugetată. Nu așa că poți să spună și stăpânul de sclav, sclavul, ești liber. Nu? Poți să faci ce vrei numai că e un stăpân. Libertate fără stăpân decât legea. Aici este o problemă. Legea mai presus de noi. Aveam sub ochii noștri un procuror care crede că e el legea asupra legii. Că vin demisia automat sau să fie demisia, asta e altă istorie. Pentru că dacă o țară nu are legea, un stat modern nu are legea, e grav. Ei, această lege de stat, legea statului, statul să nu fie pe acte de privilegii la poartă otomană, nu să fie prin acte date de rușpe cu regulament organic, ci statul să fie pe legea lui, spus altfel pe Constituție. A fost generația aceasta extraordinară, de la 1848. Și această generație la 1848, după ce au văzut ce pot aici, nu au putut să aibă o revoluție unică a românilor, dar de greu trebuie să aibă bucata lor eroică. Cei din Principate au plecat la Paris, pentru că au venit rușii și turcii și au ocupat țările. Acolo au venit prima dată programul și au spus, unirea trebuie să fie, statul român trebuie să fie din unirea celor două principate, cu un principe străin și sub o garantie europeană. Deci nu este prințul străin, nu ne-a fost dat de puterile europene. Noi l-am cerut de această generație conștientă. Și acum de ce prinț străin? Există o temă de sensibilitate. Putea România să meargă eroic cu Domnul Pământean, luminos, pentru că e drept cuza, este poate cea mai luminoasă efigie de Domnul în istoria noastră, lângă cea lui Ștefan cel Mare. Și poate al lui Mihai Viteazul. Deși al lui Mihai Viteazul un construct un pic mai târziu romantic. Mihai Viteazul nu a fost un domn popular. Nu a fost în legendă încă din viață cum a fost Ștefan cel Mare. De-aia Moldova, dacă vezi un podul acum mai vechi, un copac mai bătrân, dreptul moșul de acolo, e de la Ștefan cel Mare. Deci el poate să aibă 100 de ani, podul cealaltă sau e de la Ștefan cel Mare. Moldova este plină de memoria ștefaniană. Ștefaniată, cum se spune. Deci un fel de act identitar al Moldovei. Frații de peste tot în chinurile lor, identitare au totuși efigia lui Ștefan suprapusă. Cuza, la noi, dar și în Maramureș, și prin Ardeal, a văzut ceva uitor. Chipul lui Cuza este, și al lui Mihai Viteazul, că sunt domnii unirii. Pentru Ardelei, unirea înseamnă idealul cel mai de sus. Noi am trăit în această încercare libertății. Principele străini sunt multe raționamente, trebuie să merge. Familie Boierești s-o optau pentru tron, trebuia să avem mândrăstii. În opinia noastră este explicație, sunt explicații scurte. Altele vin explicația mai de temei, că am urmărit cugetul celor care au gândit această idee. Și au pus un program, un calendar, spune Jules Michelet, la o întâlnire cu Ionge Brăteanu și cu Cea Rosete la Paris, și prin gestul vostru v-ați spus naționalitatea în calendarul lumii, pentru că eram în zonă gri. Eu adică spunea că ne ieșeam și noi ieșeam cu pașaportul cesc. Ne întrebau, deși tineri la Paris la studii, suntem turci, suntem greci, suntem ruși. Spuneam moldovalași și râdeau că nici nu puteai să spui că ești român. Nu înțelegea nimeni. Deci era un fel de... A fost o surpriză fantastică această ieșire a României pe apele putitoare ale vieții europene. Și această ieșire s-a făcut, într-adevăr, prin gestul Revoluției, prin actul acesta energic, de pronunțament național, programul mai important decât acțiunea, apoi prin unire. Unirea care noi am dat-o românii într-un test european. Într-un test european pe care l-am luat cu brio. Dacă l-am fi luat așa cu Comisia Europeană după 2004, era bine, domnule. L-am luat cam în genunchi. Asta e adevărul. Generația 48 care a făcut și unirea, și independența, și legatul. Este cea mai mare generație, cea mai uitoare. El acum la concurență cu cea mare unire, dar parcă rucsacul care au plecat ei pe cele veșnice e mai plin. Sunt actele de întemeiere, întemeierea statului, întemeierea coroanei, legatului, întemeierea tuturor instituțiilor. Deci așezarea aceasta a României în calendarul lumii moderne, în meritul lor, aceste generații fabuloase. Și au zis atunci când în 1948 a fost conflict, un război care s-a purtat numele al Crimeei. Iată tot Crimeea. Și atunci, de partea, atunci în schimb, de partea turcilor, acum de partea ucrainenilor, a sărit toată lumea occidentală. Primul în Franța și Marea Britanie, care erau superputeri la ora aia. Și Rusia a fost înfrântă, înfrângerea Rusiei a lăsat un,
un spațiu de manevră politică în care mâna Franței, în primul rând, și personal Napoleon al III-lea și-a pus titlul de omare, să ne întindă mâna, să ne scoată din zona gri și să ne pună la punctul numărul 1 pe agenda Europei, unde n-a prea mai fost. Niciodată despre noi românii nu s-a scris mai frumos în presa europeană, atunci în perioada de glorie, 1853 până în 1859, după aceea lucrurile s-au schimbat. 62, cam așa. S-a scris foarte frumos ca fiind națiunea care are o misiune europeană, așa cum spune Zelenski, noi luptăm pentru omenire, nu pentru Ucraina. Cauza română avea rezonanță europeană, sub garanție europeană. Și atunci, iată, am asistat într-o schimb de scrisori între Nicolae Iorga, mică paranteză, dacă îmi permit, are semnificație, și un istoric polonez, Halecki. Și Halecki spunea, dragă Iorga, suntem aproape geloși pe voi români, pentru că nici noi, nici ungurii, nimeni n-a reușit în istorie să aibă ce ați avut voi românii, că e o minune, e un miracol. Să vă facă, noi polonezi am trecut prin valuri de sânge, n-au nenorocit cazate țară, n-au amenințat germanici cu tare, Europa a avut, n-a putut să facă nimic. Dar cu voi, fără război, fără nimic, Europa va întreba ce vreți și voi ați arătat că vreți România, ceea ce noi nu aveam Polonia. Ungaria era sub cetoare, bulgare că nu respirau, ceva greci au avut legat lor problemele noastre. Aici este locul de cugetat. Deci Europa ne-a pus testul. Ce vreți? Vă garantăm, dar înapoi trebuie să se întrebăm ce vor în legătură cu organizarea viitoare. Și atunci, dincolo de toate reformele românii, aici au fost liberali în multe. Noi trebuie să arătăm, în primul rând, Europa cu programul politic, cele patru puncte. Le știți toată lumea, e vorba, primul punct, unirea, cea mare dorință. Neutralitatea și autonomia statului, care însemna un fel de independență de fapt. Căva neutralitate, teritoriul și autonomia, autoguvernare, prințul străin și regimul constituțional. Cele patru puncte. Europa interesa nu a dat niciun, decât doar garantarea autonomiei, nu și a neutralității. Pentru că nu s-au făcut, a fost aici, și au spus prințul străin, la Gorciacov, care are limbaj așa și în documente probați ca acest nou, Lavrov. Se la ghea, la presa tranjeră, la Vicarese, la Ghea, pacea războiului, din nou. Nu s-a putut. Și atunci românii au recurs la politica aceasta a faptului împlinit. Dar ce doresc în fața dumneavoastră atrag, să le ținem un pic cugetare asupra faptului, să le citim cu atenție cele patru puncte. Prințul străin acolo nu era un moft. Dacă legați, toate depindeau de acest punct. Unirea sub un prinț străin și cu garanție europeană. Da? Numele statului România, deci însemnat, nici titlului voievodal românesc nu avea accesibilitate la ranguri monarhice europene. Din două motive. Am fost de lume ortodox, iar ranguri, aceste ranguri sau norma dupleșiată s-au făcut un pic pentru mediul catolic, Papa Iuliu al II-lea, cel cu Michelangelo, Capela Sixtină. Da? Și a făcut rangurile acestea monarhice, nu era niciun ortodox. Țarele ruși au vrut să intre în ordinea aia, nu le nu se la voie. Prinți străini într-o familie domnitoare străină, cu acea neutralitate, autonomie, însemnat titlul, pentru că titlul Cuza. Cuza a fost într-o suferință. În momentul în care turcii și-au pus stăpânirea tare aici și cu protectoratul rus, prinții noștri aveau denumirea de hospodar. Hospodar, da? Gospodar. Care este semnificația titlului de gospodar? Adică confer autoritate administrativă, nu titlul de suveranitate. Principe înseamnă titlul suveran. Cel mai jos duce până la împărat, toți sunt principe. Dintr-o familie domnitoare străină, pentru că în casele domnitoare străină, principele avea deja titlul de principe, principe ca atare, alteță, nu doar serenismă, ci posibil alteță regală. Adică din familie domnitoare, pentru că puteai să duci statul prin cear într-o casă domnitoare mare. Erau câteva. După Napoleon al III-lea s-au adus câteva case care pot da titlul. Între care și Hohenzollern, Habsburgii și alte dinastii de aceste europene mari. Deci ca să acceze acolo.
Și atunci ei au gândit bine că dacă aducem prințul străin, avem garanția unui titlu mare. Și cont așa ce, nu ne mai luptăm între noi, avem și avem dinastie și în felul ăsta accesibilitatea la suveranitate de plină. Asta a fost miza. Pentru că titlul nostru, niciun principe, și spune și analizând polarii formidabile, nu cuza, că noi să cădem într-o sensibilitate, spune, și eu trebuit, s-a scris în presă, că a venit Hohenzollern. Bun, Hohenzollern. Bine, dacă citiți caricaturile sau vedeți revistele, timpile sau chiperce ale noastre de astăzi mici, sunt copilaș, cum era prezentat carul acolo, acolo, lacă, se pun mâna pe bani și altele, așa că am pe limbajul Doamne Șoșoacă. Și carul întâi, deci cum a venit el, a venit 27 de ani, 26 de ani mai bine zis, era ofițer Țara Lui Război, a venit în travesti, culmea, pe un vapor austriac. Da? Când a intrat la Pământul Românesc, în zona Turnul Severin, Brăteanu a călătorit cu acela vapor. S-a dat primul jos, bine venire ta, Măria ta, Majestate, la Măria ta, la Majestate, altfel. Comandatul de vasă austriac a reșinat, Doamne, ăsta-i carul de Hohenzollern. Dacă îl prindea, am mirat la mine. Nu era pe corăgea, mai că de stima au avut altceva. Ne-a sunat și nouă. Am venit într-o țară, prima clădire cu etajul în București și a zis că e un ham, Dumnezeu, Palatul Domnesc. La sfârșitul domniei avea Calea Măgoșoaie, Calea Măgoșoaie, Calea Victoriei, care este așa cum o vedeți astăzi. Să vedeți centrul Iașului, chiar și centrul dumneavoastră, sunt cam toate de pe vremea aceea. Să ne alegem. Dar nu asta, deci de ce egalitate, de ce prin străin și apoi de ce lege? Pentru că din 1966, cum am venit pe 10 mai și-a depus jurământul, am învățat câteva cuvinte românești, sigur s-a și râs, cum pronunțeam, s-a râs de el până cât a fost domn, avea anumite expresii de accent nemțesc și atunci era loc de hazuri. Dar a luat în modul cel mai serios acest mandat, în sensul că mandat princiar, să nu amestecăm lucrurile cu altele. A fost adevărat un om de onoare. Și avem anii 1966-1914. Iar din 1966 până 1877, aici de aproape de 10, fiecare 10 mai, nu doar că mama mare, mama mițica și cu tantimița îl duceau pe goie la bulevar, că era 10 mai, dar cabinetul român, oamenii politici români cu domnitorul Carol spunea problema, acum sau când proclamăm independența și regală. Deci era un cât. Să ne gândim că atunci când acest principe a fost convins să vină la Dunărea de jos, a fost două, pentru că acolo a fost un joc de interes, o combinație, e complicat să intrăm în detalii. Dar gândesc că a fost girul lui Napoleon al III-lea, girul tacit, dar încurajator al lui Bismarck. Dar trebuia convins tatălui Carol I, Carol Anton, și chiar principele. Și atunci au fost, se spune că Brăteanu avea un dar al vorbii. Spune și Iorga treaba asta. Brăteanu acela, bătrânul, avea un dar al vorbei. Și a vorbit prin ce era, și de față era Carol Davila, pentru că era chestiunea Brăteanu să nu greșească franțuzească. Și notațiile regelui, viitorului rege, memorile sale, dar am văzut și alte corespondențe. Brăteanu a scos o hartă și a spus, principe, sunt 10 milioane de români la ora aia, cam așa erau, a arătat harta. Misiunea care vă așteaptă este neatră demnitatea, neatârnarea și legalitatea acestui neam. Deci a fost miza. Deci n-a fost acolo cu unii, vin și spun așa, Carol I a fost viteaz, i-a căzut Giuleaua lângă el la Calafat, prin războiul de independență, a dat mare pe acolo și a dus să-i facă o plăcere cei din jur, i-au pus o coroană. Coroana aceasta princiară și apoi regală ținea de însuși sensul devenirii noastre în spiritul epocii respective. Și atunci, deci a fost 1866, tulburările au fost mari, să nu faceți prea unui comion, să nu vedem perioada aceasta a domniei lui Carol I ca fiind una pe roze. A fost una angurată realități, în probleme foarte tensionate, ca să scoți o societate și un stat dintr-un stadiu și să o duci spre un alt orizont, spre un alt stadiu, nu e lucru simplu. Trăim și noi astăzi câte zvâncinături, câte lucruri sunt în cugetele noastre, când suntem în situația în care fugim de această recunoaștere.
Niciodată românii n-au trăit mai bine și mai liber ca astăzi. Da? Unii îmi spun, Uniunea Europeană e o prostie, NATO poate n-ar trebui, că noi vrem ce vrem. Forme de europeie. Că n-asta vrem, dar nu cu egalitate. Carol Dintre trebuia de ce? Pentru că Carol a ajuns domn când România funcționa regimul de privilegiu. Cea mare bătălie a lui și a domnului și a regilor a fost zdruncinarea privilegiului. La privilegiu fiscal rămânea, în schimb, privilegiu politic. Era un regim de caste. Tot familia cele câteva sute cam țineau treburile țării. Și dacă a ajuns 66 ca o deschidere nouă, a fost greu de pus în practică cu totul, dar treptat, treptat, domnia lui, ea a fost pas cu pas. Da? A fost momentul de aureolare independentă și aici, într-adevăr, a fost lucru extraordinar, pentru că conducerea armatei a avut-o el. Manualele istorice, generale, eroi, sigur că da. Dar s-a trecut în umbră faptul că toată comanda, și când i-a spus țarului, comanda o am eu sau întreaga armată acasă. Marele duce Nicolae a spus că acest individ, Ohanțelor, mă jignește viitorul țarului Alexandru al III. Carol I a spus, majestate, retragă armata, ori comandă, ori nu. Și împăratul și-a sfătuit fiul, fără el pierim. Și-a luat plenă. Dar aici, fratelor, intrăm într-o istorie un pic mai complicată, cum ne-au furat rușii, practic, victoria și dreptul de la pace. Era mare gustul amar și culoarea sudului Basarabiei. Dar independența a însemnat însă certificatul pentru titlul legal. În toamna 1878, el ia titlul de alteță regală, ceea ce înseamnă de virtual proclamat. Pentru că alteța era la noi, cuza a fost salutat în timpul lui, de toate actele lui să fie considerat principe și nu hospodar. În cuza aici a spus însă mereu, de străini, mai ales de ruși și de austrieci, hospodar. Și chiar de gospodar, adică nu titlul principial, îi se mai spunea și alteță. Lui Carol I alteță, da? Serenissima și apoi desintrarul casă, era principele român dintr-o dată, era în rangul caselor europene. Asta a fost saltul uriaș. Pentru dacă ai această poziționare a lui, s-a transpus în ce și într-o accelerare a reprezentării diplomatice României. Adică avem buletinul în lume. Aia lipsa nouă, actul de identitate, de, spuneam așa, de respectabilitate. Eram în suferință cu acest lucru. Și de aceea că ministrul Cuza nu putea duce. Cuza a fost un om de bună dreptate, un personaj uluitor în istoria noastră. Și cum spunea cu Gălnicean, el putea să stea pe tron dacă era cu minte. A vrut să facă faptele alea mari. Și spune cu Gălnicean, faptele mari au grăbit de tronare, nu greșarele. Este marea domnia lui Cuza, asta nimeni nu trece în umbră. Dar el însuși a înțeles că el are un capăt. Cuza nu putea fi domn constituțional și baza convenției, și nu putea garanta durata unirii și a suveranității României, unde era pe viața lui. Și atunci această surpriză, tot faptul lui, chiar dacă este reprobabilă maniera la adăpostul nopții, s-a violat intimitatea personală, a fost forțat să semneze pe spatele unui soldat, da? Abdicarea, în vreme ce alt soldat acoperea cu mantaua coaliciunea mantei, nu a Doamnei. Și atunci, deci lucrurile au fost scandaloase în formă. Dar, în schimb, actul ținea de raționamentul politic, nu a fost un act popular. Însă, iată, istoria se face uneori prin acte de răceală, de calcul, dar pot avea, în schimb, implicații pe durată, pe care nu întotdeauna contemporanii pot simți greu. Cuza înșiși, de-aia i-a renunțat în afluna trei care avea renunțat. Cuza n-a luat nicio măsură să-și păzească tronul. A fost anunțat de ofițeri loial, măria ta, n-a luat pe lor, vin și te dau jos. N-a luat nicio măsură. Să facă, să se facă cum ar fi. Da? De aceea el și-a refuzat să fie repus pe tron de consul Franței și ai Marii Britanii, fiindcă nimeni nu s-a fi opus. Refuză să vină pe o mână străină. Asta a fost Cuza. O luați foarte special între ei doi, au fost reci la început, pentru că Cuza putea fi un pericol electoralist, putea fi pentru nemulțumirile din țară, nostalgic, făcea mai bine și cu domn Pământean, părea mai în armonie și cu lecția religioasă
și cu tradiția noastră, voievozi, Cuza a fost un mare domn în tradiția lui Ștefan cel Mare și mi-a trebuit nou un străin, cu toate străinii și nu vorbește românește ca lumea și așa mai departe, dar a devenit un mare român. La un moment dat, Carol I cu Elisabeta călătoresc în Germania și aude acolo ce vorbeau oamenii despre România și spune Elisabeta într-o scrisoare către consul austriac, ambasador, ministru austriac la București. Am fost cu Carol în țara noastră și am constatat că ne este cu totul străină, că aici nu este țară. Adică s-au împământenit, adică s-au ancorat spiritului de aici. Chiar s-au ancorat cu note de umor. Elisabeta nu spune că a fost adus un mecenat cultural, artistic. Carol, din schimb, prin comportamentul său, a știut să țină rangul unei elite. A fost un regim elitist. Un regim care presupunea strălucirea elitei, înălțarea statului și a fost cel mai titlu pe care l-a avut statul român în istorie, pe legea lui. Când spun pe legea lui, este titlul regal. Să ne gândim că tot ce era, era sub semn regal, de la nașterea unui copil până la instituții. Și Academia și Armata cu tare. Când a fost dat regele, i s-a luat titlul Armatei Române de Armată Regală și Academie și Universitatea și tot. Toate au fost nenorocite. Și poate altfel era îndreptarea noastră când am redevenit liber spre Europa cu un rege care avea demnitatea lui, era singurul mare personaj în al doilea război mondial în viață. Îi se puteau deschide toate ușile. El a făcut un fel de reprezentanță, a făcut un fel de ambasador al cauzei. Chiar dacă această țară câțiva ani l-a respins prin regimul politic. Deși în 92 s-a arătat că publicul empatiza cu legalitatea. E o istorie aici care e istoria noastră. Este istoria noastră și aici, într-adevăr, e de cugetat și de cuvântat pentru a nu rămâne, știu, într-o lază așa de, parcă de absenți din istoria care se face. Deci această legalitate, deci a fost 4 milioane și ceva de locuitori când a venit Carol I. Moldova avea vreo 1,5 milioane și fâșiată, fără Basarabia, fără Bucovina, toată Bucovina nu era. Deci Bucovina e Moldova din nord. Ei spun Bucovine. Iorga i-a luat la 1900 cam Barefec. Pentru că bucovinismul este un substitut al românismului străin, care trebuie ieși în Moldova, că de acolo a venit numele de Moldova, n-a venit de la Bărlați sau de la Iași. A venit exact pe apa Moldovei din așa zisa Bucovina. Dar flotorii folcloristic și politic fluturistic sunt interesant Bucovina și bucovinismul. Că auzi cântărețele populare cântece bucovinene. Mănăstirul Ștefan sunt bucovinene, stimați. S-o aperați interne. Bucovinismul acesta a luat așa un fel de val. El e frumos, sigur este o notă bucovineană, scrie în versul frumoasă bucovină, îndoliată, la moartea lui Arune Pumnul. De acord, pentru că este unitatea administrativă și ea marchează cumva și identitatea. Dar se pornește scuipăl și capra bucovineană la mijloc, astea capra. Cu urătura bucovineană, asta spune cam mult. Eu din Bucovina, mai mult ca bucovina de astăzi, la noi. Dar am de fost și știu bine, toate cu care suntem mai legați cu lumea cu Mare Mureș și un voievoda în cânti și în sonorități decât cu Bucovina. E interesant. Suntem apropiat un mare cu Neamțu, cu vasul acesta pe care o unem tot. Îl așa persiflează, dar este minunat și plin de cărturași de toate. Dar asta va spuneam în schimb că țara aceasta noastră, la 4 milioane, va ajunge sub regi, da? Deci, atunci creșterea naturală, ca așa ca un tip de anecdotă, erau mai multe femei, fete, parte feminină la recensământul care s-au făcut decât, în vestul moșnou, decât bărbați. La studenți mai zâmbesc și le spun, de aia înflorea, de fapt era spiritul epocii, înflorea muzica și poezie și amor. Păi o fată era greu de cu ce? Unde mai faci cu el azi pentru o fată? Se poate. Acolo era la... Dădeau, făceau duelul. Dușmării, omul cine? Și amorul era amor, vorba a Dupându-i Drache, îl spunea acolo, bine, că la geaia persifla toate lucrurile astea. Era o viață, era omul iar o carul dreptem lua în lătă care avea, frateleam. O putem lua în, ce știam, în îndurarea profundă eminesciană. Eminescu nu s-a simțit, e și motivul romantic, e și motivul, am spune, publicistic al lui. El a fost, până la urmă, ziarist angajat în presa conservatoare. Și el a
combătut, a criticat tot edificiul modernității românești. Eminescu spunea că am fost mai fericiți sub vodă, sub orci, sub părgălar, sub putar. Ei, era Eminescu. Nu? Se asimilează, în schimb, toate lucrurile astea în anumite vibrații unei fire ale lui din care a schimbit genialitatea, pentru că genialitatea, arta nu este expresia fiii, fapt istoric, da, de fire omenească, dar arta nu ține neapărat de fire, de o scânteie de fire, care, e un semn, unii spun că semn de fire, nu putem determina, nu putem explica. Sublimul sau genialitatea nu pot fi explicate, pot fi admirate. Da? De ce atmosferă îngerească am fost înainte de acest cuvânt. Apoi toate instituții, temeiul constituțional 1866 cu Carol I, toate limitele, era un sistem elitist liberal. Era un regim aproape de castă. Familiile mari. Acum, o mică paranteză. Când vorbim despre acea elită, care era fie de una de titlu, elită aristocratică, sau începea să fie și elită meritocratică. Asta este mai. Este partea frumoasă. În timpul lui Carol I se impune și elita meritocratică, să ne gândim la Teogălicianu, Maiorescu, toate numerele mari, chiar și Orga. Meritul te îmboierai și o carte frumoasă, Boierii Minții, care au făcut România, numai. În afară de acești Boierii Minții, se luăm pe boierii ceilalți, aristocrații, mari familii. Uneori percepem și vedem clădirilor, caselor care dau frumusețe și orașului Piatra Neamț de astăzi. Îi luăm așa precum ar fi un fel de caste profitabile, asupritoare, avem țărălina asta de dureroasă, e partea cumplită. Și totul, înțelegi, noastră aș că prin exploatare de acolo spuma s-a luat și s-a vărsat, s-a turnat în așa ceva. În schimb, hai să ne uităm așa, sigur făceau acei casteții, trebuie să-ți ții rang. Ce făcea? Așa e principiul meu, scuzați, într-o convinsă la un moment dat care de-a dreptul a fost impresionant. Ca să ții rangul aristocratic, trebuie să investești. Altfel de când mari aristocrați care țină rangul se împrumutau de la case primorând de preșpanțe. Și îți făceau grav cu acele poliți înalt și așa mai departe, unii își zburau creierii. Era foarte greu să ții rangul. De ce? Cineva spune, probabil jucau cărți, beau, se distrau. Nu. Responsabilitatea familiei aristocratice, a fost la geografie, era câtorva familie. Înseamnă că odată ca istorie s-a întrebat, care e brăteanul cel mai mare? Eu l-am dat și am spus, Dincă, moșul. De ce? Și-a pus toată averea ca să-și trimită doi copii la Paris. Și-a i-a făcut România. Sunt mai mari fii sau nepotul Ionel sau el, bătrân. Fost combatant în armata lui Tudor. Sensibilitatea lui era mare. Crețulește. Tot așa. Golești. Sunt boierimea de Moldova. Are motivul și Alexandrin de Ionel care capturau prin pesele lui. Cu rochii, chirițoaie, cum îmi plăca fetele, care psâță și nu, așa, aristița. Păi o rochie de fată costa la Paris cam o cireadă de vite de frunte. Numai o rochie. Deci era ca să ții, deci investeau în primul rând, în carieră, dacă e societate meritocratică, ai titlul boieresc, dar trebuie să ai și merit. Și unde erau direcțiile de meritocrație? În magistratură sau magistratură înțelegă și cea politică, deci așa, a doua era în magistratura intelectuală, universitară, în primul rând, cariera militară, cam astea erau trei. Pentru fiecare poze în acest adunare, ca să ilustreze acolo, trebuie să faci școală la ora aia, pentru că în timp, primul rând, afară. Școala costa ca și astăzi. Dar astăzi mai este sistemul de bursă, era și atunci. Dar familiile acestea care doreau să-și țină băieții în rang, se topeau. Se topeau, prea îndatorii. Sunt secvențe de viață familială înduioșătoare. Mâncau ca un țărac, dar în casă mare. Trebuiau să țină și casă deschisă, se îndatorau. Și o viață conjurăci, când costul era uriaș. Deci nu o clasă parazitară. Familie cu Găliceanu, Alexandrie și alții. Și boierii toate acestea care își țineau casă la Iași sau la București, unii au fost mai fericiți. Unii au fost ca Nababu, celebrul Nababu, Cantacuzino. Dar cei mai mulți erau aproape sufocați.
și spuneau, șansa de a fi România interbelică va fi România dominată de meritocrație. Când s-a făcut unirea, au venit artelerii, au pasat la bine, cu ce titluri? Partidul Conservator încetează, dovadă. România meritocratică. Dar România tot elitistă și poate cu uitare, cu lăsare în urmă a unor probleme. Totul a fost scump. Carol Andrini a lăsat în costuri complicate și cu afaceri complicate o rețea de căi ferate pe care mergem și astăzi, principala rețea de căi ferate din vechiul ecar, cu deosebirea că pe vremea lui trenul mergea mai repede decât astăzi, că așa nu mai trece. Șosele, alte linii ferate, începutul, deci aveam în toate instituțiile poartă limbul acesta al egalității. Și statul român se înscrie, deci în această notă identitară, cu Marea Unire și atinge, după Marea Unire, se cuvenea celebrarea Marea Unire, tot într-un act în gam, în coronare la Alba Iulia. Niciodată România n-a vrut să se vadă și să fie văzută mai frumoasă și mai adevărată ca atunci, cum n-a fost niciodată. De subrege. Și apoi am luat rangul de patriarhie pentru biserică. În termen constituțional, acea unire între altar și biserică a fost apoteoza noastră, ca neam și ca țară. Cum spunea Blaga, în anul tremurător 1940, am trăit 20 de ani într-o țară împărătească. Orizontul de pe pământ mi s-a mutat în suflet. Unde să vrea Domnul să nu moară niciodată. Când vorbim de 10 mai, să avem și această meditație, această gândire asupra ceea ce a fost România și asupra ceea ce trebuie să fie România. Nimeni până la îndoială frumusețea, maestuozitatea imnului deșteaptă România. A fost prima sărbătoare națională, a fost 24 ianuarie, apoi 10 mai. 10 mai care a asimilat și ziua independenței, proclamarea parlamentară a fost pe 9 mai, în adevăr istoric. Dar sărbarea independenței a fost pe 10 mai și ziua independenței a fost de 10 mai. Până 1947. Comuniștii au pus-o pe 9 mai, sub acoperirea documentară cu proclamare, nu și celebrare sau consacrare. Apoi și alte, iar ziua Unirii 24 ianuarie a fost totuși în linie. Și amintirea lui Cuza, chiar dacă a avut un înțeles subversiv un timp, prin cartea lui Xenopol, domnia lui Cuza, și apoi la semicentenarul Unirii 1909, s-a repus în discuție și s-a cugetat că domnia lui Cuza și cea lui Carol I fac un unic proces istoric al emancipării României. Apoi războiul și cu Unirea. Interesant că după Marea Unire, sigur tot 10 mai ziua națională până în 47, problema s-a pus și printr-un decret egal, am rămas cumva uit, am urmărit aceste lucruri. 24 ianuarie, prin decretul egal din 1920, nu mai trebuia să facă inițiativa din 2016 sau nu știu cât, cu sărbătoare națională. Ea era deja, din 1920. Ziua națională e ziua sub rege și sărbătoare națională 24 ianuarie. Niciuna din celelalte zile ale Unirii, nici în 1 decembrie, nici măcar în 1 decembrie, ca să nu mai vorbim de 28 noiembrie sau 27 martie, 9 aprilie, nu au avut acest rang. Mi-a pus întrebarea oare de ce. A fost două tensiuni, tensiune și politică și culturală. Cei care au venit în Marea Unire despre țările care s-au unit, mulțumesc pentru prezență, nu este nicio problemă, și la student spun, intră cine vrea, ies ca la Parlamentul deschis, nu? Așa, încă din șoora anită, nicio problemă, să știi. Chiar încurajez dacă e cineva cu teo, cu mine, frumos, deși eu parantez cu trei prinde doi tineri, în copou, când stau, și eu cu spatele la ea și amândoi imobil. Și eu m-am oprit, nu vă supărați, că la vârsta mea am permis. Băi, băi, dar nu o țin în braț. Păi, ce uiți, m-am oprit ăla ce? Nu-i spui o vorbă, nu-i ții în brațe. Da, dar asta e noua generație, nu? Asta e. Dar e frumoasă, pentru că e tânără și România nu are prima. Frumoasă cu mintele regelui. N-am luat țara ca moștenire de la părinții noștri, ci am luat-o cu împrumut de la copiii noștri.
Iată, te comparat cu cuvântul pus de la Vrancea în gura lui Ștefan, cu vitul de la Vrancea. Da? Moldova mea, mea și așa mai departe. Superbe cuvintele lege. Dar a fost o stare de jeană pe care l-au prearătat-o. Nu? Cei mărunți în fața istoriei, dar care sunt activ în istoria asta, nici măcar n-au arătat ca și în stare de jeană, în fața maestuozității ultimului rege adevărat al României, al românilor. Da? Și atunci, deci iată, este această ocazie, spuneam, a fost din cauza cu ceremoniile cele ce au avut o soartă un pic mai tristă în perioada interperii, că decât 24 ianuarie. Fiindcă ele veneau ca sărbători ale unor provincii care s-au unit. Erau tensiuni mai mari, noi nu prea răspunde, dar au fost tensiuni foarte serioase între provinciile care s-au unit și fostul regal. Brătian, în sensul politic și în numele monarhic, spunea, centrul României mari este vechiul regat. În România luați toți chipul și asemănarea românului regal. Mardelenul și-a spus, dar noi la Albaniu le-am votat ceva acolo. Și-au început fricțiunile acestea autonomiste. Iorga Mișa a spus că este o bazaconie brătenistă în România centralizată, pentru că Iorga se simțea pe călare, călare pe calul buiașului culturii. Și Iorga spunea, unirea mare este unirea generației culturale, care capul am fost eu, domnule Brăteanu. Nu dumneata. Dumneata te-ai răspuns la un moment dat. Deci lucrurile atenționate. Dar și Iorga ca și Brăteanu, el care ținea până la 1916-1918 pe Ardelene în brațe, îi făcea aproape știți, nu și pe Bucovine, aici e o discuție, nu pe toți, dar la Ardeal mai mulți. Dar în Ardeal, românismul cu tare, după aia Iorga, vrem Ardealul fără Ardelene. Deci, el ca și Brăteanu m-a înalt în brațe. Centrul este România. Ei, oare aici a fost o tensiune și din cauza asta, 1 decembrie, Maniu a vrut să-l facă zi de militantism politic, marșul spre București, l-au dat, deși a fost în mai cu amărea de la Blaj, vrea și la 1 decembrie. Basarabenii mai curând sufereau la unirea dacă s-a făcut ca lumea sau nu. Nu mai spune Bucovina cu poziția lui Iancu Fondor, foarte regionalistă, pe raport cu Nistor, că nu știu dacă a făcut bine așa, că trebuia, sigur unirea, dar trebuia să o facem mai cu cap, spuneau ei. Și a spunea și Maniu. Deci aceste tensiuni au făcut ca aceste zile naționale, în perioada interbelică, să fie umbrite. În timpul comunismului au fost puse la coș, în uitare. Adică era crimă, se făcea pușcărie dacă nu te de una. Nu de 24 ianuarie. 24 ianuarie s-a culminat și cu 23 august. Da. 24 ianuarie s-a culminat cu toată lumea. Și cu, chiar cu zile celebrate regionale. 24 ianuarie nimeni nu se atinge. În schimb, celelalte erau mai delicate. Raportul între centralismul statului român și provincialismul celor care s-au unit. Comunismul a venit pe altă linie, a ras istoria, deci Marea Unii nu se vorbea, nici despre Unii, nici despre legalitate, nu mai intrăm pe aici o lungă istorie. După 1990, istoriografia este încă într-o stare așa și un meu de naufragiu și vă spun din proprie experiență și cu asta închei, că am început așa ca povestitor și tăi. Sau tratatul de istoria românilor. La ediția a doua, Dan Berindei, nemai fiind în viață, nu mai spun tot, Dan Berindei mă solicită, în calitate de profesor de modernă și de director de institut, la ediția a noua să anul cu noi. Și am spus, domnule, la ora că aduc aminte cum am spus, se cuvine a fi reconstruit cu totul. Ei, dar nu se poate. Pentru că cei care au fost autori la prima ediție sunt prin contract și nu pot fi scoți. Atunci se revizioască. Da, ca la Caragiale. Și am fost atunci apropo egalitate și am fost în primul rând, când era partea de tratat de 1878-1914. Se făcea un pas prea mare între 1878 și Marea Unii despre legat. Și a fost, dar regatul, termen comparabil cu unirea, cu 48-ul, cu unirea, cu independența, îi se cuvine un capitol. Și atunci, cu toată modestia, am realizat acel capitol pentru prima dată într-o sinteză de istoria română, constituirea legatului României. Și din cuvintele acelea am extras ceva mai curând, nu scatare, pentru care a fost plictisitoare, natural acolo,
impuse ca fiind nota normală, academică, formalistă, manieristă. Dar aici am vrut cumva să vibreze ceva luată din inimă, cât în înclinația spre cugetare asupra unei părți din istoria noastră. România sub coroană legală, sub acel imn la care nu imnul noastră vibrează. Păi, nu, armata în al doilea război mondial a fost armată legală. Armatei s-au luat titlul, diplomației, statul, totul i s-a luat. Tot ce a luat și libertatea, apropo, în acest sincronism european, totul ne-a fost tăiat. Și mi s-a impus să trăim într-o lume de iluzii, de teze. Până ne-am deșteptat și a trebuit să ieșim printr-o tristă, tragică baie de sânge, în care puțin am învățat. Să-l medeseu ori invocă acest adevăr. Dacă idealul pentru cei care au murit, mai ales tine, în 1989, dacă acel ideal noi l-am asumat, fac parte dintre corigenți la acestea. Nu ne putem sustrage nimeni, nici dacă unul mai spune un cuvânt, nu a spus eu astăzi. Dar este o notă, vorba lui Iorga, de tristeță. Iorga nu spunea tristețe. În nota aceea. O notă de tristeță. Iremediabil, cum a adăugat poetul, atunci când te gândești la acest aspect, când cunoști cât de cât fericit cel care știe mai puțin și a lucrurile mai în viață. Că istoria, cunoașterea istoriei, poate fi și un prilej de dezamăgire de pas cu pas. S-ar putea, încet, încet, ușutând la generație, dispărând din idiosincraziile unora, nostalgiile altora, să devină o istorie mai așezată, mai în termen, este noua generație care sigur va medita într-un orizont și mai larg și într-o cumpănire mai liberă asupra acestor tematici. Și nu e doar singura. Sunt multe teme în istoria noastră. Deci despre lege, despre România Regelui Carol I, despre România Regală, câteva cuvinte. Iertați-mă dacă poate necuvincios am depășit poate un timp cuvenit, dar e ziua ca tare și mulțumesc încă o dată și celor distinsor doamne care m-au invitat. Iată ce fericit sunt, fiu invitat doamne. Și ce doamne? Azi, da, azi, da, dar vorba lui Creangă, fă-mă, Doamne, lemn de tei și mă aruncă, nu? Spunea el acolo frumos, în cele frumoase. Dar, de lângă asta, deci mulțumesc, Doamne, și dumneavoastră, că a fost ocazia să-mi împărtășim. Pot să profit în continuare? Da. Ați spus că putem să adresăm și câteva întrebări. Și poate, da. Eu să încep și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că întotdeauna aveți darul acesta la conferințe, de a ne pe mine, cel puțin, mă transpuneți în lumea respectivă și simt exact, am mesajul epocii și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru acest lucru. Da, întrebarea se adresează calității excelenței voastre de academician, dacă periodizarea istoriei poate fi subiect pentru cancelarea Academiei și dacă dumneavoastră ați putea să propuneți în acest sens ceva și în directă legătură dacă 1911 vi se mai pare granița între modern și contemporan. Mulțumesc! Mai ori ne întoarcem la clasici. Da? E cel mai frumos. Deci, Iorga spunea că e zădărnicie, sper eu, de zonă istorie. Iorga considera că istoria este o curgere umană a vieții. Aici am un fel, nu l-am avut chiar în față, în față cu colegul Ioan Aurel Pop. Colegul de la curs spune că istoria este însăși viața. Nu e viața ca tare, e încurgerea umană. Istoria este viața în curgere umană și în reflecții umane. Nu este viața ca tare, că altfel ne-am topit în natură. Și atunci tocmai el, colegul Bob, e mai curând iorghean, pentru că Iorga spunea. Este viața ca tare în formele ei. Și nu pot spunea viața în forme de cugetare. Transpuse de istorie. Istoria este istoricului. În formele lui de cugetare, formele vieții ca atare nu spun istorie. Și am zis o discuție. Cei doi, Iorga zădărnicia periodizării, pentru că el avea în vedere această curgere în forme îndătinate, frumoase, și ce iertați-o că el a folosit cuvântul tâmpenie, ideile abstracte, moderne, modernismul. El a dat cu toți moderniștii de pământ. Gândiți-vă, și cu Blaga, și cu Argheze, și cu... Nu i-a înțeles, i-a refuzat. Le-a blocat drumul la Academie, la lui. Iorga. Că spunea că astea spurcă dătinarea noastră, care e dătinare?
I-a spus-o profesorului său, Timne, chiar ca student era aici, foarte tare. Și Xenopol a observat, citești cam mult de la Renaștere până în secolul 17-18 și refuz să intri în secolul 19, prin care îl vezi ca Eminescu ca fiind negru de idei abstracte. Dar e cugetare kantiană, marea filozofie, marea idee, ideea modernității. Deci modernitatea târzie, modernitatea mare, ce spuneam. Deci putem vorbi de o modernitate în expresii culturale, în secolul 17-lea. Cumva în suferință românească, dar totuși în înflorire sincretică în secolul al XVIII-lea și modernitate în formă de cugetare modernă ca tare și politică. Cum spune Xenopol, intrăm secolul 19-21 în domeniul conștiinței. Deci este modernitatea în spirit nu reflexiv cultural, ci este în spirit constructivist. Construim statul, construim legea, construim individul liber. Și pe aceste stabilimente solide înflorește cultura nouă. E logica modernității xenopoliene cu gălnicelene, e logica liberală. Liberală cu România modernă, conservatoră criticată. I-au pus și niște condiții frumoase, dar vectorul esențial de gândire și de construcție a de liberare a fost perioada lor de aur. Se și spune secolul XIX, a fost secolul liberalismului și al naționalismului în sensul constructiv. Dar Iorga spune nu, Eminescu Iorga. Maiorescu a spus că sunt forme fără fond. Să contrazicea, a scris Nicolae Manulescu că este o contradicție de fond. Maiorescu a fost un spirit modern. Maiorescu nu a fost cu fața întoarsă de la modernitatea târziei cu Iorga. Sau Eminescu. Maiorescu a devenit un spirit modern. La fel elevul său, Lovinescu. Se spune mereu legenda că moldovenii, prin moldovenism, moldov, un fel de voierism intelectual și moldovenism, au fost cam conservatori. Am replicat la cea cei mai mari gânditori ai modernității la noi sunt moldoveni. Cogălnicianu, da? Cogălnicianu, Maiorescu, măcar profesor la ea. Lovinescu, Călinescu, Xenopol. Toată gândirea modernă este aici. Sau și cum pot spui că moldoveanul este mai conservator, mai... Nu-i spirit radical, asta face diferența cu liberalismul mondial, cu brătenismul. Deci nu e radical spiritul acesta modern. Și atunci se mai întâmplă, deci modernitatea trebuie luată în accepțiunea largă, poate în loc de epocă sau de epocă istorică, putem vorbi de timpuri, din percepția timpurilor, timpuri moderne. În timpuri moderne intră și timpurile noastre contemporane, într-o accepțiune largă. Contemporanitatea este subiectivă, ține de trăirea celor care trăiesc ca atare. Și atunci, iată, francezii spun că trăiesc într-o contemporanitate deschisă de Revoluția 1889. Eu zic contemporanitatea lor. Națiunea liberă, avantușos, deci cu toate legile, cu toate dau ei. Spun că aceasta e perioada contemporană. La noi s-a tot glisat. Xenopol și chiar Iorga considerat perioada contemporană 1921-1922. Apoi s-au dus la 1966 Constituția, mai restul 7. Pe urmă s-a mers perioada modernității acestea, contemporanității și chiar perioada interbelică. Comuniștii nu și-au pus, 1921 începe epoca modernă, orândirea modernă, capitalistă, însemnând preuzat cu reformul Cuza. Încă nu ne-am revenit din acest bucim al periodizării, că este un bucim. Perioada interbelică, spre exemplu, e mai mult legată de perioada lui Carol I decât de ce urmează. Și s-ar putea ca nouă generație să spună că merge perioada modernă până la 1938, urmând ca după aceea să fie România regimului autoritare și totalitare până la 1989 și apoi noua modernitate sau contemporanitatea nouă. Deci tema este mai curând a contemporanității care este glisantă. Costin spunea contemporanitate, el vor folosi și prima dată în secolul VII, îl scrie acolo. Și eu și-a spus, el a spus contemporanitate, era cuvânt cam occidental, dar a spus, scriu din datele vieții mele, adică din istoria contemporană. La fel și din coaie, deci din datele vieții pe care o trăim. Este și contemporanitatea lui Xenopol sau lui Iorga, ei au trăit la 1922, Iorga a visat prin 1966. De a avut la două momente ca fiind nenorocit. El vorbea despre egalitate critic, aruncând toate valorile, adresând niște memorii, niște pamflete regiului Carol I. Până când?
că și eu cât de mare era, pe atât de mare maritos. În 1912 se inaugurea satelă Puzan. Iorga Tunașe fugea la Bez. Rădile sub centru care au fost uciși atâția țărani. Este norocită țara, România adevărată, cea rurală. Deci o lopsită, îi vai de capul ei. Coloarele, i-a scriat ca Eminescu, coloarele aceste de bugetare în Măriei tale, care sunt norocirea țării. Parcă vorbim de astăzi, mă cu Irene. La Iorga, voi veni cu toată țărălimea la satelul Cuza, pentru că este domnul țărălimii. Nu este importul. Nu este principiul de import, este principiul țării. Ce-a făcut Carlos I sfătuit? Se pare de petrecat. Maria ta, pune-l pe Iorga, tutorele principiului, pentru lecții de istorie. Și înainte de manifestație cu o țară, Iorga este convocat la majestatea sa. Care era de acolo, sau? Și spune, de mâini te voi ocupa de principiile de coroană, de asta a fost o legătură foarte specială cu Iorga Carlos II, capitolul. Și vei fi tutorele, pe teme de istorie și de moralitate îndătinată. Foarte frumos cuvântul Carlos, la Carlos. De frumoasă îndătinare, zice așa, domnul Iorga, că mai scuipat pe toate ziarele și toate articolele și în toate prelegii universitare. Majestate, mă plec ca un boier adevărat în fața Brâncovanului. Opa, așa, opa, opa. De atunci Iorga a ieșit afară ca în finalul scrisorii, da, scrisorii pentru Caragiale. Sau la Telegram. Pupa piața independență. Era mare lege. Nu? După aceea, foarte apropiat de Ferdinand și de Regina Maria. Altă istorie. Iorga e fabulos, este adevărat. El este ca piață. Este fabulos să-l citești. Să-l înțelegi. El a fost o conștiință românească mai specială. Dar este uriașul. I s-a spus uriașul. Noi așa mai vorbim, dar când te referi la Iorga, la Lumina, la Xenopol sau altora, pe sinteză aștept aceasta la modernități, stimați doamne, adică suntem încă în reflexii și poate încă iau punctul de sprijin, nu? Ce zic altul? Punctul de sprijin și răstoam tot universul. Iau avut punctul de sprijin în înțelegerea ante, adică de dinainte de ideologie a istoriei, o înțelegere culturală, filozofică sau culturală la altă. Noi, din păcate, istoriografia s-a cam impregnat de ideologie, mai nou se impregnează de nou culturalism sau de anularea culturii, de această de corectitudine politică. Mai nou și fac, și aici am putut un doctorat și este martor, fac deseori apel mai nou la doctoranzi. Mai puțină teorie și mai puțină etică în scriptura istorică. Nu trebuie să-i punem în cod etic pe cei care au istoria și nici să-i absorbim unei teorii sau unor convingere noastre. Să intrăm în spiritul actelor prin ce? Prin lectură. Lectura este temelia culturii. Temelia, lectura, văzul, aud, din toate acestea. Cultura, din toate. Cineva spunea că cel mai cult auz al omului este văzul. Vorbeam de simplu. De acord? Dar am avut să mama, soacra, o arbă și să știi ce cultură avea auzul. Toate nuanțe. Da? Depinde. Din toate. Dar astea două sunt. De-aia Herodot scrie din auzite și din văzute. Ea spune, din cele ce am văzut și am auzit, vă scriu aceste istorie. Pentru istoria de mult altceva, pe document, pe surse, pe martor. Sunt toți martori adevărați, mai sunt și martori mincinoși. De aceea istoricul sunt o cumpără mereu. Trebuie aici să aibă și puterea lui de cugetare, de prindere, cum spunea Xenopolul, înțelesuri care absorb înțelesurile directe ale vieții. Dar asta e un lucru mai bine de discutat. Dacă mai sunt întrebări. Un recalc istoriografic, vă mulțumim din suflet, vă suntem recunoscători pentru o lecție excepțională de istorie.
Thank you.